Și dezbatem în continuare subiectul cu analistul de politică externă Andrei Schwartz. Bună dimineața, vă mulțumim foarte mult! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Domnule Schwartz, cea mai importantă știre care vine de la această oră din Statele Unite este că prestația președintelui Joe Biden i-a îngrijorat sau îi îngrijorează pe democrați, care se tem că acesta nu poate face față alegerilor, dar și încă unui mandat. Atât de gravă este situația, ce ar putea urma după această confruntare? Da, pentru aceia dintre noi care am urmărit în această noapte dezbaterea, a spune că destul de evident că președintele Biden, precum am putut, din păcate a spune, pentru că vorbim despre liderul lumii libere, are momente de fragilitate serioasă, dar i-aș întreba pe acei lideri ai Partidului Democrat care se arată îngrijorați după această primă dezbatere, ce au făcut în ultimii ani. Adică nu cred că aceste momente de fragilitate în discurs și în mișcări ale președintelui Biden au apărut doar acum. Într-adevăr, au existat și mai multe sondaje de opinie care au fost s-au desfășurat în ultimele ore și o bună parte a publicului, undeva la 2/3 din total, s-au exprimat în direcția următorului fapt, că președintele Biden nu este probabil capabil să termine un nou mandat dacă l-ar câștiga în noiembrie. Asta nu înseamnă că cu toții, da, era vorba acolo atât de votanți tradiționali ai republicanilor, cât și ai democraților, dar și de unii independenți. Revenind, nu înseamnă că mulți dintre aceștia au spus că și-au schimbat dorința și intenția de vot după această dezbatere de o oră și jumătate. Doar 5% dintre cei intervievați au schimbat direcția votului ca urmare a acestei discuții. Asta arată că cele două tabere sunt în tranșele. Domnule Schwartz, un moment. Da. A început ședința de guvern, a vrea să urmărim pentru câteva momente ce se întâmplă acolo, să-l ascultăm pe premierul Marcel Ciolacu din platou cu invitatul nostru, domnul Schwartz. Vorbeam mai devreme despre această dezbatere Donald Trump-Joe Biden, domnule Schwartz. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi. Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Și spuneam că, sau precizăm în continuare pentru telespectatorii noștri, că dezbaterea din această dimineață a avut loc înainte de convențiile celor două partide, deci teoretic ar putea exista acest scenariu ca Joe Biden să fie retras din cursă. Credeți că este probabil acest fapt? Devine din ce în ce mai probabil, a spune. Există voci care în ultimii ani, revenind la ce spuneam în preambulul și debutul discuției noastre, de fapt sunt lideri ai Partidului Democrat care și-au pus această problemă și au pus-o și în mod deschis, văzând modul destul de dificil în care președintele Biden își desfășoară activitatea. Deci această dezbatere nu a făcut decât să ofere muniția necesară pentru aceștia, pentru ca să meargă înainte de convenție și să solicite un candidat pe care ei l-ar considera viabil. Cel mai probabil nume este cel al guvernatorului actual al statului California, cel mai mare stat american, Gavin Newsom, care este și mai tânăr, este un orator de bună calitate și care este văzut de mulți lideri democrați ca fiind un candidat viabil pentru alegerile prezidențiale din 2028, dar care ar putea să fie accelerat această tranziție către candidatul Partidului Democrat. Kamala Harris, actualul vicepreședinte, nu este văzută ca având șanse
într-o confruntare electorală cu Donald Trump nu este neapărat plăcută nici măcar de către o majoritate clară a votanților democrați, cu atât mai puțin de cei independenți. Donald Trump, pe de altă parte, a atacat încă din primele minute, a vorbit despre faptul că inflația este produsă în momentul de față de Joe Biden, a atacat prin faptul că americanii trăiesc mai rău decât în mandatul său, s-a folosit evident de tema imigrației, a spus că imigranții produc tot felul de acte de violență și iau locurile de muncă ale americanilor, deci a marșat pe ideile sale, în principal acestea legată de imigranți, domnule Schwartz. Așa este și nu sunt sigur că sunt doar ideile sale, că marea majoritate a americanilor, fie că vorbim de cei care sunt înregistrați, precum este obiceiul acolo, ca votanți ai democraților, cei înregistrați ca votanți ai republicanilor. Nu, marea majoritate a cetățenilor americani se arată îngrijorați de aceste două aspecte, de economie și de migrație legală, cea care se produce sub radar. În fiecare lună au existat sute de mii, se estimează sute de mii de persoane care au intrat prin granița Mexicului cu Statele Unite și da, există foarte multe situații în care aceștia ulterior au comis infracțiuni, ba chiar și crime și alte infracțiuni cu violență, care bineînțeles că nu fac decât să crească antipatia americanilor pentru aceștia în general, fără să-i cunoască individual pe fiecare dintre aceștia. Sunt convins că sunt printre aceștia mulți oameni care nu-și doresc altceva decât să aibă o viață normală, să muncească pentru aceasta serios, dar este văzută ca fiind o problemă într-adevăr de siguranță națională și este legată în bună măsură și de un alt element de siguranță individuală, aceea bunăstării economice. Domnule Schwartz, potrivit primelor rezultate ale sondajelor prezentate de CNN, dezbaterea a fost câștigată categoric de Donald Trump, scor 67% versus 33%. Poate Donald Trump să răsufle ușurat? Nu a spune acest lucru. Este un sondaj făcut pe un eșantion limitat de către CNN. CNN face aceste sondaje imediat după încheierea acestei dezbateri, deja de câteva runde electorale în pace. Spre exemplu, Biden a avut după prima dezbatere de data trecută cu Trump, Biden a avut vreo 60% și Trump a avut doar vreo 30%. Deci nu este sigur. Este un indicator într-adevăr pentru situație cu câteva luni, cu puține luni înainte de scrutin, dar se pot întâmpla multe lucruri până atunci. A spune într-adevăr că faptul că liderii democrați se mișcă acum, se pare, și au început să iasă în presă în a spune că ei sunt îngrijorați referitor la starea de sănătate generală a președintelui Biden și la capacitatea acestuia de a-și duce la bun sfârșit un mandat de 4 ani, a spune că acest lucru arată totuși că există o posibilitate, o probabilitate crescută este ca acesta să fie convins până în august, până la Convenția Democrată, să-și anunțe retragerea. Și cu siguranță sunt disensiuni în interiorul Partidului Democrat. Vă mulțumim foarte mult pentru această analiză, domnule Schwartz. Mergem mai departe.